În această ultimă vineri din an, 27 decembrie, se va distribui baia dezlegării, un element compus din cele trei elemente biblice ce dau mărturie pe pământ: apa, vinul și mirul. Eu nu mai puteam să mă gândesc. Eram așa de... Când vedeam banii, mă nebuneam. Erați tulburată. Da, da, așa. Tulburată. Tulburată era, da. Dar după ce veniți și acum? Sunt foarte bine. Cum erai stare? Înainte cu două ore ca să vin la biserică, simțeam un gol în capul pieptului și așa o tristețe. Și acum mă simt foarte bine. Cum v-ați simțit? Toată săptămâna n-am putut să dorm. Nu ați putut să dormiți toată săptămâna. Cum vă simțiți? Liberată. Cineva eliberat. Nu, Iisus. Dacă te simți încărcat, bănuiești că ai fost fermecat, blestemat, ai moștenit blesteme ereditare, bănuiești că cineva ți-a legat soarta sau te-a blestemat și vrei să intri în anul nou liber de toate energiile negative, slujbele de dezlegare cu distribuirea băii dezlegării sunt soluția pentru problema ta. În această ultimă vineri din an, la ora 10 dimineața, 3 după amiază și la ora 19:30 seara, la Catedrala Credinței din București, pe șoseaua Fundei numărul 11, în sectorul 2 din București, vis-a-vis de fostul XXL, sau la orice locaș al Duhului Sfânt din țară.